În episodul de astăzi ne vom îndrepta atenția asupra banilor și prosperității. Voi prezenta idei și afirmații oferite tot de Louis Hay, iar dacă le vom adopta, ne pot aduce prosperitatea în viața noastră. Nu poți crea niciodată prosperitate vorbind despre lipsa banilor sau gândindu-te la ea. Este un efort de gândire irosit, căci nu îți poate aduce abundența. Zăbovind asupra lipsurilor, nu vei face altceva decât să creezi mai multe lipsuri. Gândurile de sărăcie vor produce mai multă sărăcie. Gândurile de recunoștință produc abundența. Există câteva afirmații și atitudini negative care garantează menținerea prosperității în afara posibilității de a o atinge. De exemplu, nu am niciodată suficienți bani. Aceasta este o afirmație îngrozitoare. O alta, tot neproductivă, este: banii se duc mai repede decât vin. Acestea sunt printre cele mai urâte gânduri de sărăcie. Universul nu poate răspunde decât la ceea ce tu crezi despre tine însuți și despre viață. Examinează orice gânduri negative întreții cu privire la bani și decide apoi să renunți la ele, să le lași să se ducă. Nu ți-au fost de mare folos în trecut și nu ți vor fi nici în viitor. Uneori, oamenii cred că problemele lor financiare se vor rezolva când vor primi o moștenire sau când vor câștiga la loterie. Desigur, îți poți închipui astfel de lucruri, chiar poți cumpăra din când în când un bilet la loterie pentru amuzament, dar te rog nu investi prea multă atenție în câștiguri financiare obținute în asemenea moduri. Aceasta este o gândire centrată pe lipsuri, pe sărăcie și nu îți va aduce nimic trainic și bun în viață. Afirmarea, declararea, meritul și permisiunea sunt pași pentru demonstrarea unei prosperități mult mai mari decât orice ai putea câștiga la loterie. Devino conștient de convingerile care pot bloca fluxul banilor în viața ta. Schimbă apoi aceste convingeri și începe să creezi o gândire nouă, abundentă. Chiar dacă nimeni din familia ta nu a mai făcut asta, îți poți deschide mintea către conceptul curgerii banilor în viața ta. Dacă vrei să prosperi, e necesar să folosești gânduri de prosperitate. Există două afirmații de prosperitate pe care le-am folosit mulți ani cu rezultate bune pentru mine, spunea Louis Hay. Vor avea aceleași rezultate și pentru tine. Iată-le. Venitul meu crește constant și prosper oriunde merg. Tot Louis spunea: aveam foarte puțini bani când am început să folosesc aceste afirmații, însă practica perseverentă le-a transformat în adevăr pentru mine. Așa cum am spus de multe ori, conștiința prosperității nu depinde de bani, ci fluxul de bani depinde de conștiința prosperității. Căutarea banilor trebuie să contribuie la calitatea vieții noastre. Dacă nu o face, dacă urâm ceea ce facem pentru a câștiga bani, atunci banii nu vor avea nicio valoare. Prosperitatea înseamnă și calitatea vieții noastre, pe lângă suma de bani pe care o deținem. Prosperitatea nu este definită numai de bani. Ea include timp, iubire, succes, bucurie, confort, frumusețe și înțelepciune. De exemplu, poți fi sărac în ceea ce privește timpul. Dacă te simți grăbit și sub presiune, timpul tău este extrem de sărac. Dar dacă simți că dispui de tot timpul de care ai nevoie pentru a termina orice sarcină, fiind încrezător că o poți termina, atunci ești prosper când vine vorba de timp. Ce putem spune despre succes? Simți că se situează complet dincolo de posibilitățile tale de a-l atinge? Sau simți că poți avea succes în felul tău? Dacă așa stau lucrurile, ești bogat în ceea ce privește succesul. Fii conștient de faptul că oricare ți-ar fi convingerile, acestea pot fi schimbate în acest moment. Puterea care te-a creat ți-a oferit puterea de a-ți crea propriile experiențe. Iată un exercițiu pe care ni-l recomandă Louis Hay. Lucrul în oglindă, prosperitatea. Stai în picioare cu brațele în lateral și spune: sunt deschis și receptiv la tot binele.
Cum te simți spunând această afirmație? Privește acum în oglindă și spune din nou cu emoție. Ce fel de emoții îți apar? Se simte eliberator, nu-i așa? Fă acest exercițiu în fiecare dimineață. Este un gest simbolic minunat care îți poate spori conștiința prosperității, aducându-ți mai mult bine în viață. În continuare, îți voi prezenta câteva afirmații pentru bani și prosperitate. Le poți rosti în mașină, la serviciu, când privești în oglindă sau ori de câte ori simți cum convingerile negative ies la suprafață. Trăiesc într-un univers iubitor, abundent, armonios și sunt recunoscător. Sunt un magnet pentru bani. Prosperitatea de orice fel este atrasă de mine. Venitul meu crește constant. Astăzi, banii vin către mine în moduri așteptate și neașteptate. Cheltui banii în mod înțelept. Am întotdeauna cât de mult îmi trebuie. Am atât de mulți bani pe cât pot să accept. Îmi binecuvântez toate facturile cu iubire. Le achit la timp. Mă bucur de siguranța financiară, care este o constantă a vieții mele.